ne vedem cu acest dacă. Da! Moldova! 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 Da! 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 Declarație care ne permite să organizăm această manifestare frumoasă cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, pe care vreau să vă rog să o cinstim și să o onorăm pe măsura sacrificiilor generațiilor trecute, inclusiv înaintașilor noștri, dar și a dumneavoastră în parte. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră, mai mic sau mai mare, ați contribuit la întărirea independenței Republicii Moldova. Cei 5 ani de muncă, cei 5 ani de sacrificiu civic, politic, ar fi fost suficient pentru toată viața, pentru tot ce ați făcut dumneavoastră pentru independență. M-aș bucura dacă și alții, care astăzi încearcă să confiște sacrificiul, munca, lupta generațiilor anterioare ar fi făcut măcar un pic din ceea ce ați făcut dumneavoastră. Să fiți mândri de dumneavoastră, să fiți mândri de familia din care faceți parte, Platforma de Amitate și Adevăr, să fiți mândri de Republica Moldova. Iubiți Republica Moldova în fiecare secundă, în fiecare clipă, pentru că Republica Moldova se iubește, nu se stăpânește. Vă rog să-i aplaudăm pe cei care vin la Ungheni. Gheorghe Petru! Bine ați venit! Bravo! 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 Vă rog pe domnul Cărbuțu să ne spună care este traseul, cum ajungem acolo. Mergem la Ștefan cel Mare, mergem să depunem flori. Dânsul o să ne spun acum exact. Bine, mă bucur foarte mult că avem veterani printre noi, mă bucur că sunt agricultori, sunt profesori, sunt medici aici. Mă bucur foarte mult că familia Platformei da în cape pe toți. Pe toți oamenii buni, drepti și curajoși ai acestei țări. Iată de ce îndemnul nostru este către toată lumea bună în această țară să rămână alături de noi, pentru că împreună vom reuși. Am demonstrat asta în timp, o să o demonstrăm și de acum încolo. Domnul Terguță, vă rog să ne instruiți cum procedăm mai departe. Mulțumim, trebuie să-i neulătări. Felicitări la toată lumea cu această mare sărbătoare a noastră tuturor. Începând cu ora 10, vom merge în marș pe Bulevardul Ștefan cel Mare, vom coborî pe Ismail, vom merge pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Încercați să nu aglomerați trotuarul și să facem o coloană cât se poate de lungă. Rog tinerii, din organizația de tinerii, să ia stickerele aici, să
să le privească pierd trecătorii, toți cu care ne vom întâlni pe parcursul deplasării noastre. Vom ajunge la monumentul Ștefan cel Mare și vom depune cu noi. Vă rog să faceți și 4 persoane colorate. După asta avem planificat un meeting. Vom vedea dacă reușim să-l organizăm, pentru că înțeleg că există anumite restricții din partea poliției. Dacă nu va fi posibil să organizăm acest meeting scurt în scoarul catedralei, atunci vom renunța la el. Vom vedea pe parcurs cum vor evalua lucrurile. Știm că există deja coloane de poliție. Vedeți că aici sunt mai mulți polițiști care călăresc. Au venit de dimineață și ne-au cerut declarații. Dar sperăm că nu vom avea niciun fel de incident. Vă rugăm foarte mult să nu provocați niciun fel de discuții cu polițiști. S-ar putea să avem cale liberă să ajungem la monumentul Ștefan cel Mare. Dacă nu o să alim, o să ne facem, dar vom depune doar la Ștefan cel Mare. Dacă nu o să eu cred că noi am putea să ne încolonăm de pe acum, avem 10 minute la dispoziție. Am să vă rog, iată pe acest, iată, de-a dreptul clădirii noastre, la manchetă, eu vă rog să ne retragem. Domn profesor Vuz, lasă-vă! Avățare Republica Moldova! Nu,
suntem 5. Organizat de 5. Din fi organizat de tot 5. 4. Я тебе не могу, я тебе не могу, я тебе не могу, я тебе не могу.
Thank you.
Vă rog, Thank you.
Ia! Stau să rească, mă ascult! Andrei, fiți așa era. Când eram mică, de la încălzime de la Băcina. Jucătoare de azi. Opa! Sunt tânăr, doamnă, tânăr. Și vinul mă și vinul mă cunoaște. Не агитирую, я просто призываю любить Молдову каждый день. А чем вам наш президент не нравится? А кто вам говорит, что не нравится? Просто ему в историю дорога. Да, вот больше. Suntem în direct? Să le spuneți oamenilor că Republica Moldova se iubește, nu se stăpânește. Îndemn toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde se află, iubiți Moldova în fiecare zi. Și încă un lucru foarte important, nu lăsați pe alții să decidă pentru dumneavoastră. Decideți în cunoștință de cauză, informați-vă corect, informați-vă din surse sigure, de încredere. Astfel vom reuși să facem schimbare. Ori schimbarea nu înseamnă la fel ca ieri, ca alaltă ieri. Schimbarea înseamnă altceva. Schimbarea în bine înseamnă stat de drept, înseamnă economie funcțională, înseamnă libertate, înseamnă drepturi pentru toți. Înseamnă lege egală pentru toți. Oamenii să fie egali între ei și nu unul să-și permită totul la altul nimic. Eu vă îndemn, indiferent unde vă aflați, iubiți Republica Moldova,
în fiecare zi. Pentru că Republica Moldova se iubește, nu se stăpânește. Domnișoară, să vă las un acces. Îți mulțumim în fiecare zi. Ia ca aici cu domnul sparale, repede.
Yeah.
Thank you.
Ura, ura, ura. Așteptăm poze, vă Ai
Domn Mare, așez cum ați vă rog frumos aici. Așez cum vă rog. Gândiește. Să
Societatea are datoria să fie și mai responsabilă, și mai implicată. De asta vă îndemn să rămânem sănătoși, să rămânem puternici și în următorul exercițiu important pentru țara noastră, alegerile prezidențiale. Vom învinge, pentru că suntem cei mai buni, cei mai puternici, am fost în permanență, în primele rânduri și nu vom lăsa pe nimeni să confiște munca, lupta, sacrificiul generațiilor anterioare și a celor actuale. Vândem! Această piață ne-a încăput pe toți, oamenii buni, drepti și curajoși. În istoria recentă a Republicii Moldova, din care face și platforma de unitate și adevăr, acel locușor de acolo a început din lucru în greu pe mână de oameni să vină din încoace. Această piață, ceva mai la vale, la două luni, trei luni distanță, niște tineri, temerari, Inga Grigoriu, Liviu Vov, Sergiu Cibotan și alții ne-au adunat acolo, eram ceva mai mult,
să nu faci. Linda! Silviu! Pe 5 aprilie 2015, că cineva ședea prin Parlament, prin Guvern și furau miliardele. O altă mână de oameni, ceva mai mare. Păi nu lucrăm la piața, ceva mai mare. Ne-am adunat acolo 5 aprilie 2015, pentru prima oară, după 2009, în Republica Moldova s-a strigat jos hoții! 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 Iar atunci în stradă au ieșit Alexandru Stusar, Cirilu Paci, Cirilu Motfan! E data de 3 mai. Vă rog, să facem un exercițiu de memorie. E data de 3 mai. Această piață mare adunare națională, mare adunări naționale, era plină de 10 de mii de oameni. Bravo! Prezența a 10 de mii de oameni în stradă a făcut ca alte 7 miliarde de lei din bisteria statului să plece, să vină poporul. Asta înseamnă implicare civică. Platforma Demnitate și Adevăr a fost prezentă de fiecare dată la datorie. Să vă întrebați, să întrebați pe alții, unde au fost Dodon? Unde au fost ceilalți? Unde au fost ei? Când întreaga țară era în Piața Mare Adunării Naționale. Să-i întrebați și să le spuneți că sunteți mândri de voi, de faptul că ați apărat țara, drepturile și libertățile oamenilor. Ați apărat viitorul acestei țări. Bravo! 7 iunie 2015. Eram acolo, lângă Arcul de Triunf, când niște oameni răi furau în continuare miliardele. Noi eram în stradă. Alții au ieșit să ne facă tănănâc aici pe scenă, vă amintiți, nu? Am încercat nici atunci. Am continuat lupta noastră. Iar asta a însemnat noi și noi victorii. Cunoaștem foarte bine, s-a publicat raportul Kroll, pe care nu vreau să-l publice nimeni. Cunoaștem foarte bine. Am sesizat instituțiile internaționale și am început anumite investigații. Presiunea populară a însemnat ceva. Să-i întrebați și pe alții, unde erau ei pe 7 iunie, atunci când voi erați în stradă. Am stabilit pe data de 7 iunie cu toții. Cu toții am stabilit pe 27 august, dacă următorul nostru protest. Vă amintiți acest lucru? Tot atunci am decis cu toții să fim și mai mulți, să fim 10.000, 100.000. Și așa s-a întâmplat, doar că la 6 septembrie, pentru că cu toți am decis că 27 august este ziua independenței și trebuie să o marcăm, să o onorăm, să o cinstim pe măsura sacrificiului generațiilor trecute. Și asta am făcut pe 27 august, că mai aproape 6 septembrie. Întreaga piață mamare adunării naționale să fie plină de oameni. Niște tineri au hotărât să rămână acolo, un orășel al demnității. Iar Gheorghe Petic și-a stabilit acolo drapelul unității sale militare. Bravo! 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 Bravo!
costat libertate, l-a costat, dacă vreți, ani din viața lui. Dar nu a cedat până prezent și sunt sigur de el. Nu va ceda niciodată. Pentru că știi ce înseamnă onoarea, știi ce înseamnă demnitatea, știi ce înseamnă să te bat cu vădător. Iar ca Gheorghe, sunt foarte mulți dintre dumneavoastră. Ca Gheorghe este Alexandru Pănuță, ca Gheorghe este Ion Matasevici, ca Gheorghe este Radu Cipotan. Să vină aici! Ion! Veniți-vă, bază, oameni! Platforma Demnitate și Adevăr are istorie. Istoria platformei DA face parte din istoria de Republicii Moldova. Să vină toți! Ce-a urmat după? Știți? După înțelegerea lui Platforma și Dodon, au fost scoși în stradă. Pentru ce? Pentru a compromite aceste proteste. Asta a fost înțelegerea lor. În timp ce noi puneam țara, oamenii, în jurul unei idei, în jurul unui proiect de țară, în jurul luptei noastre cu corupția, cu sărăcia, cu nedreptatea, cu nesimțirea în politică, alții gherpinau, unindu-se în jurul lor. Se întreba și pe ceilalți, nu doar pe Dodon, unde erau pe 6 septembrie? Când oamenii luptau în stradă pentru țara lor, pentru drepturile lor, unde erau ei? Când această țară era transformată într-o spălătorie a mafiei rusești, unde erau? În tufari erau! Iată de ce vă îndemn să rămâneți mândri de voi. A urmat 13 septembrie, ziua în care zecile de mii de oameni venite în stradă au decis că e nevoie de o alternativă politică, o alternativă din oameni integri, oameni curați, oameni profesioniști, oameni cu dragoste de țară. Au decis atunci că un Consiliu al Marii Adunări Naționale să se ocupe de crearea unui partid politic. Ne amintim cu toții asta. Și noi am făcut asta. Chiar dacă ne-am fi dorit să rămânem civici, să rămânem oamenii ai cetății doar atât, fără să ne implicăm în politică. Când nimeni nu a vrut să facă acest lucru, noi cu dumneavoastră ne-am asumat asta. În exact 3 luni de zile a fost fondată Platforma Demnitate și Adevăr. Platforma, da, Demnitate. Platforma, da, 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 Adevăr. 4 octombrie, ziua în care criminalul Batotiuc ne-a organizat o ambuscadă. Dacă vă amintiți, la CBC. Inga Grigorie era în primele rânduri. Dacă nu ar fi fost vigilenți atunci, dacă nu ar fi fost atenți atunci, Bacotiuc așteptau în 97 aprilie. Și doar înțelepciunea fiecăruia dintre noi, inteligența fiecăruia dintre noi, a făcut să nu se întâmple așa ceva. Vă mulțumesc pentru munca, pentru lupta, pentru sacrificiul fiecăruia dintre dumneavoastră și pentru faptul că, de parcursul a 5 ani de zile, am protestat pașnic, democratic, civilizat, doamna Nona! Iar după asta, știți foarte bine ce a urmat. A urmat 29 noiembrie. O zi în care întreaga țară a fost cuprinsă de protestele Platformei Demnitate și Adevăr. S-a întâmplat la Soroca, s-a întâmplat la Telenești, la Clincești, la Ungheni, în toată țara. La Călăraș, în toată țara s-au extins protestele Platformei DA. Și aici, în Piața Marea Adunării Naționale, prin fric, oamenii au venit în piață. Ce-a urmat după cunoașterea dumneavoastră? Am colectat 405.000 de semnături ca astăzi să ne putem alege președintele decât întreg poporul.
este meritul fiecare dintre dumneavoastră, este meritul colectorilor și a celor care au semnat de acele liste. Ceea ce vreau să vă spun este că Platforma Demnitate și Adevăr are istorie. Nu există un partid în țara asta cu o istorie mai bogată decât platforma ta. O istorie, parte a istoriei Republicii Moldova. Picturile Platforma ta! Bravo! Platforma ta a fost cea care a unit oamenii, partidele, în jurul unei idei, în jurul unui proiect. Alții au fost cei care ne-au dezbinat. Platforma ta a fost inițiatoarea blocului acum. Platforma ta a făcut concesii, a cedat tot ce s-a putut ceda pentru unitatea țării. Alții au fost cei care au dezbinat. Să ne judece oamenii și Dumnezeu. Iar eu vă îndemn să mergem înainte, să fim alături de oameni în permanență, să nu uităm de unde ne tragem și să nu uităm către ce mergem. Pentru un viitor luminos al Republicii Moldova, cu familiile întregite, cu oamenii noștri veniți acasă, la vatră, acolo unde să aibă un loc de muncă, unde să aibă un salariu bun, să aibă pensii bune, să aibă libertate, să aibă securitate. Asta ne dorim cu toții. Iar pentru asta e nevoie să scăpăm țara de politicienii contextuali, de politicienii care se gândesc doar la ei. E timpul să spunem da! Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Vasile Năstase, cel mai tânăr deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în momentul semnării declarației de independență. Bravo! 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 Mai am un frate, tot tânăr deputat, cel mai tânăr în actualul Parlament de... Bravo! 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 Asta suntem noi. Dar nu putem să ne despărțim înainte de a... de spune mulțumesc aparte, de a ne închina în fața veteranilor războiului de pe Nistru, celor care cu arma în mâini ne-au apărat independența. Catedralei, rămânem acolo pentru o poză și vă mai spun ceva. Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Nu există nimeni mai românesc decât Andrei. Nu trecem la roșu.
Mai terpiești, da? Da, mai terpiești, 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 da, mai terpi
Că noi să coborâm până acolo, ia? Da. Și așa oamenii să dăm. Aici ne-am lansat. Da. Ah, ia că aici îți poate, ia. Aici, unde ne-am lansat, da. Cap și. Nu este chiar așa de soare. Hai, vedeți, ne oprim aici. Noi ne ducem, doar pe scări. Umpleți scările. Umplem scările, umplem scările. Vă rog să umpleți scările pe acolo. Nu, dai cu tot. Dacă ați spus. Hai, frate. Umplem scările. Macarai așa fără... Dar soare nu poți să ne-a. Umpleți scările, băie. Nu, mai încolo, mai încolo. Distanța socială. Gata. Unde-ți gărge? Te-ai luat sticla din mână, de bună, Andrei. Masca. Sticla, sticla. Tu, e mână. Partea asta se tânge cu gata, nu înțeleg. Alături de alți oameni, au fost alături de țara lor, au fost alături de întreg poporul, ori de câte ori a fost nevoie.
Platforma Da a fost la datorie. Așa se va întâmpla și de acum încolo. Fiți mândri de voi, fiți mândri de țara voastră, să iubim Moldova în fiecare zi. Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Стимат, приятель, дорогие татцы, я на часто зи историка, суд куплюши де эмоции, де моему у тебя ментир, де история, про которую говорит же дом Анастасий. Но врял с фак адресарис Курта. Ши тут урор, ламене в один царя ностра, один Република Молдова, ши врял с мой адресарис Шенлимба Руса Катрадеш. Когда была объявлена независимость, за которую боролись, которые шли. Республика Молдова была государством для всех наций, вне зависимости от языка, от религии. И это важно. Здесь живут десятки национальностей. Живут дружно. И если бы не внешняя пропаганда и внешнее вмешательство, не было бы, я думаю, никаких проблем. Но независимость, и мы гордимся тем, что среди нас есть депутат, самый молодой, который подписал декларацию независимости, это Василий Настаси, который сейчас, после 10 легислатур, снова стал депутатом. И его опыт бесценен для нас. Но независимость это не только флаг, независимость это не только гимн, независимость это не только герб. Независимость это возможность народу контролировать ситуацию в стране, быть хозяином здесь. И мы ни с внешней стороны, имея иностранную армию, ни внутренней стороне, но и мы не являемся КПК хозяевами страны, к сожалению. И в 2014 году именно платформа «Да», так же как в 1992 году, невзирая на национальности, невзирая на религию, на язык, на котором мы тогда кричали, что нас обворовывают, что нас грабят, что бандиты у власти. Было неважно, собралось 100 с чем-то тысяч разных национальностей. И это то, что объединяет платформу. Потому что мы хотим жить у нас здесь, в нашей стране, дома, и быть хозяевами у нас. Пока этого не происходит, пока этого нет. И когда вот рассказывали про историю, что было в эти годы, а я вспомнил сразу 2016 год, вот там вот, 100 метров Инга Григорьеву получила газом. Тоже в День независимости. Браво, Инга, мы с ним. Через 100 метров Кирилл Мотвин получил дубинкой. Браво, Кирилл. В январе 2016 года. И очень много наших друзей, наших активистов потеряли бизнес. Были преследуемы, за ними гонялись, телефоны прослушивались. Вот это была та независимость, которой мы поняли, что ее нет. И народ, именно платформа «Да», начала вторую борьбу за независимость. За независимость быть хозяевами в стране. И то, что воздух стал чище, и то, что все-таки сегодня мы имеем возможность спокойно собираться, спокойно говорить. И полиция, которая два года назад нас, 70 человек, тысяча полицейских пинала нас и подняла от памятника, а сегодня все-таки они нас побаиваются, или они нас сопровождали, это в первую очередь во многом заслуга платформы «Да». Вера платформа да, айру арфифост, мут май токси. Да то рите приятель его. Да то рите платформе да, но я вем он пикал те цара. Да равем он как мут и мунчил, мут и луптат. А тунчкенд уни статьял ка тех кто крацен бюроур, что спонял ка и ворсу и ну фак политика, что ну ворсу фака политика. Но и тот нам вроде фачем политика. Și când am văzut acest vacuum, acest întuneric politic, această liniște mortală, noi am intrat în această politică cu naivitatea, cu greșelile care am făcut, cu multe lucruri, dar nu din proaste intenții, din bune intenții. Și greșelile noastre oricum pot să fie iertate, pentru că noi am fost sinceri. Și inima noastră și sufletul nostru au fost tot timpul curat.
Și acum noi dăm această luptă pentru să fim stăpâni aici acasă. Fără Dodoni, fără alții care de tipul au beneficiat. Sunt noi cei mai buni! Am trecut 5 ani și mai vreau să trec atât cât este necesar pentru a curăța clasa politică și a face schimbări. Noi suntem un partid non-sistem. Noi n-am ieșit din sacul de bani oligarhic și din ONG-uri. Noi am ieșit din stradă și nu vreau să vorbesc mult despre trecut. Că noi trebuie să privim în viitor. Nu-mi place să vorbesc mult despre trecut. Mai ales că noi putem propune pentru viitorul Moldovei o componență de guvern. O program de guvernare și un președinte al tuturor oamenilor, indiferent de limba vorbită și religia. Noi suntem Moldova, noi suntem platforma, la mulți ani Moldova, la mulți ani platforma, foc la ghete și la munte! Bravo! Bravo! Alexandru Stusar nu vrea să vorbească prea mult despre trecut. Dar trecutul, nu prea îndepărtat, ne spune că această minunată echipă a fost cea care a lansat ideea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea de captivitate. O declarație care doar puțin a fost implementată, iar asta a însemnat două comisii parlamentare importante prezidate de acești doi oameni. Bravo! 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 Trei au fost la număr comisiile pe care le-am creat pe baza acelei hotărâri. Doar două dintre ele au dat roade. De ce? Pentru că în fruntea lor au fost niște oameni deosebiți. Alexandru Stusar și Igor Muteanu! Despre alții, să vorbească ei. Noi vom vorbi despre acești doi oameni care au investigat furtul miliardului, care au făcut ceea ce n-au făcut 600 de procurori, ceea ce n-au făcut 400 de judecători, ceea ce n-au făcut 10.000 de polițiști, au făcut acești doi oameni. Datorită hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate am scăpat de componența toxică a Curții Constituționale. Toți au demisionat din corpore. Asta a fost un prim succes. Pe baza hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate lansată de platforma DA, elaborată de noi, votată în Parlament cu majoritate confortabilă, am scăpat de procurorul Harunjin și am instalat un procuror interimar care, dacă rămânea până astăzi, ducea la bun sfârșit niște dosare importante. Dacă nu se jucau unii de-a țara, dacă nu se jucau unii de-a concursurile, astăzi aveam rezultate mult, mult mai bune. Trebuie să știe întreaga lume. Platforma DA a fost cea care a insistat pe implementarea hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate. Alții au fost cei care ne-au obstrucționat. Ei să răspundă! De ce astăzi în Republica Moldova întreaga putere aparține lui Dodon? Noi cu dumneavoastră am muncit ca puterea să fie luată de la Plahotniuc și întoarsă poporului. Alții au decis să se joace cu țara și au luat puterea și au dat-o lui Dodon. Să răspundă pentru asta! Jos, Dodon! Jos, Dodon! Datorită implementării hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate, astăzi avem o componență normală la Curtea Constituțională. Asta trebuia să continue. Dacă am fi continuat așa, altfel ar fi fost astăzi Republica Moldova. Dar vă asigur, în calitate de președinte a Republicii Moldova, declarația Parlamentului privind la starea de captivitate va fi implementată total. Bravo! 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 Igor Munteanu, ambasadorul nostru, un om deosebit,
un om care muncește cât un parlament întreg. Da, da, confirmăm! Respect, Igor! Respect! Foarte bucuros să fiu alături de voi, să cinstim patriarhii care au condus la declarația de independență din 1991, cei care au dat curs dorinței poporului de a se elibera de o pușcărie a națiunilor. Așa era numit URSS-ul pe tot globul. În 1991 a fost singura posibilitate de a ne elibera de chingele Imperiului. Au trecut 29 de ani. Avem mari obligații ca aspirațiile și idealurile pe care le-au manifestat și le-au dorit intelectuale, țărani, muncitorii, de la sfârșitul, de la disoluții URSS-ului, să se îndeplinească. Nu este atât de simplu, pentru că independența este mai degrabă o stare de spirit interioară. Este mai degrabă ceea ce înțelegem noi prin libertatea omului, care trebuie să fie apărată de stat și nu supusă tot felul schemelor pe care anumiți lideri sau politicieni încearcă să o implementeze în propriul folos. Eu personal trag trei lecții ale acestei tranziții complicate prin care a trecut Republica Moldova. Prima lecție este că democrația nu crește în copaci, pentru ca instituțiile să lucreze. Avem nevoie de cetățeni responsabili care să participe în procesul politic. Avem nevoie ca alegerile să fie libere și corecte. Avem nevoie ca politicienii să fie responsabili și să creadă cu adevărat în interesele omului simplu. A doua importantă lecție pe care eu o trag este că geopolitica va conta întotdeauna pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană este un proiect geopolitic, pentru că este un model cultural, este un model de civilizație, este un model de integrare pentru Republica Moldova, pentru ca viața oamenilor să fie mai bună. Dar ca să fim așteptați în Uniunea Europeană, noi trebuie să ne dorim ca instituțiile să funcționeze democratic și eficient. Nu așa cum funcționează în acest moment în Republica Moldova. Nu așa cum președintele Igor Dodon dorește să confiște ziua aniversării acestor 29 de ani, doar datorită faptul că vine un oficial turc. Asta este evident o neglijare și o bătaie de joc față de memoria celor care au construit această stare de independență. De asemenea, a treia lecție pe care vreau să o aduc atenției dumneavoastră este că partidele politice trebuie să fie capabile, eficiente și să aducă, să livreze rezultatele pe care le promite. Iar platforma, da, este un model, este un exemplu pentru omul simplu că ceea ce promite, face. Eu cred foarte mult că odată cu ziua de astăzi ne vom mobiliza într-o campanie care să fie eficientă și să dea rezultatele pe care toți le așteptăm. Sunt mândru de această componență extraordinară a delegațiilor teritoriale din partea platformei DA în centrul Chișinăului și dorindu-vă toate lucrurile bune din lume, suntem aproape de candidatul platformei DA pentru campanie prezidențială pe care îl sprijinim și pe care îl vom susține în următoarele două luni de zile. Vom schimba împreună cu voi starea de lucruri în Republica Moldova, vom aduce la firul ierbii adevărul și demnitatea pe care s-a construit această platformă, demnitate și adevăr. Mulțumesc! Victorie! 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 E ziua independenței! Da! Să-l salutăm pe cel care a semnat declarația de independență în primul parlament al Republicii Moldova, Vasile Năstase. Bună ziua, oameni ai demnității! Anul 1991, 27 august, ziua în care împreună cu colegii mei cu care am vorbit astăzi, te-am felicitat. A fost o zi deosebită pentru că atunci am semnat declarația de independență. Dar acea zi a fost precedată de o activitate extrem de serioasă, extrem de complicată, politică, socială, atunci când oamenii au ieșit în stradă și au luptat pentru valorile naționale, pentru limba română,
pentru grafia latină, pentru tricolor pe care îl avem aici, pentru a schimba denumirile de străzi care erau toate rusificate și acum le avem naționale și așa cum au fost în trecut. Deci, vreau să mulțumesc acelor oameni, acelor demonstrații care s-au produs în Chișinău și în localitățile noastre, tuturor oamenilor care s-au ridicat pentru a apropia această zi a independenței. Dar iată, au trecut 29 de ani. Imediat după independență a fost acel război nedrept unde veteranii noștri și-au sacrificat viețile, sănătatea și-au apărat acea independență cu arma în mâini, pentru ca astăzi oamenii să trăiască în această țară independentă. Dar au trecut 29 de ani și, din păcate, ceea ce ne-am propus noi atunci, deputații din primul parlament, din păcate nu s-a realizat. Noi am rămas în continuare ostaticii trecutului. Noi încă nu ne-am scos din conștiințele noastre acel imperiu care ne-a demolat sufletele, ne-a demolat conștiințele. Și probabil că acesta este cel mai mare rău. Atunci când toți vom înțelege că trebuie să reclădim o altă societate, o societate modernă, în care oamenii să trăiască în demnitate, în prosperitate, acasă, ca oamenii să nu plece de aici, să beneficieze de locuri bine plătite de muncă, de investiții străine, de școli moderne, de spitale în care să nu se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru asta vrem să muncim, pentru asta vrem să luptăm și asta o vom face împreună cu dumneavoastră, pentru că dintre toate formațiunile care au apărut în ultimii ani, platforma DA este cea mai reprezentativă în acest sens. Aici se adună toate valorile noastre din anii 89-90. Aici se întrunesc acele sentimente și emoții care vor putea, cumva unindu-se împreună, să strânească acest vulcan al transformărilor. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici și să avem fiecare în suflet și în inimile noastre această frumoasă sărbătoare, ziua independenței. Vă mulțumesc! Așa cum spuneam, să iubim Moldova în fiecare zi. 31 august este ziua limbii române, să o sărbătorim cum știm mai bine. Vă îndemn să rămânem uniți, să rămânem solidari și să nu uităm, începând cu 1 septembrie, intrăm într-o nouă luptă, într-o nouă etapă a istoriei sau a Republicii Moldova. Vă mulțumesc, vă felicit încă o dată cu această frumoasă, minunată sărbătoare, ziua independenței. Vă urez fiecăruia în parte tot binele din lume, familiilor dumneavoastră, copiilor dumneavoastră și, bineînțeles, iubitei noastre Moldova. Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Da, Moldova! Da!